Exact, atunci. Dragii mei, am revenit aici în platou la OK Magazine România. Așa cum am spus săptămâna trecută, vom comenta ținutele purtate de către vedetele de la Hollywood la gala Oscarilor. Denumită ediția So White, pe motiv că actorii sau regizorii de culoare nu au luat nicio statuetă în acest an. Ceremonia nu a fost foarte bogată în ceea ce privește numele grele ale cinematografiei, iar vedetele s-au înghesuit mai tare la after party, susținut ca în fiecare an de revista Vanity Fair. Mai multe detalii despre această petrecere, ce vedete au fost acolo, ce ținute au purtat, puteți descoperi pe okmagazine.ro. Pentru că noi aici, în această emisiune, vom comenta ținutele purtate de vedete pe covorul roșu la decernarea premiilor Oscar din acest an și o vom face asta, acest lucru îl vom face alături de Alin Gălățescu, critic de modă, și de Maria Andrei, stilist. Vom descoperi împreună cine a punctat, cine a greșit, cine s-a remarcat la cea de-a 92-a ediție a Oscarilor. Bine ați venit, dragii mei! Bine m-am găsit! Ați făcut noapte albă? A fost Sunt noapte albă? Analist de modă. Bună dimineața! Că povestim, dar... Place. Dar de ce? Că e bine și critic de critic, modă. Sună mai critic, dur, în general, așa, e o chestiune oamenii. Doar de, de analiză directă. Analistul trebuie să-i introducă în context, trebuie să-și dea soluții, să fie un element mult mai constructiv. Okay, atunci ești analist de modă. Mare. Dar dincolo de asta, asta cu So White, mi se pare o analiză post-factum, așa, că au luat, așa putem spune, So Yellow, pentru că cele mai mari premii le-a luat un galben. Da, de ce vorbim despre... Și e o comunitate coreană și asiatică foarte mare în Statele Unite, dacă vorbim în Statele Unite. Deci de ce ne dăm că suntem albi? Trebuie să ne șucărim că iau, băi, au dat gălbejitul ei la toate premiile, în puii mei. Nu și-a băut cafea. Deci a început... Nu, dar în sensul că e stupid să... Pentru că ai început cu o critică. Și acum să construim. Ia uite ce minunăție de columnă avem aici. Deci a fost o ceremonie în noul spirit al ceremoniilor de premiere, care a fost cumva lansată la BAFTA, premiile BAFTA, premiile cinematografiei britanice, această obsesie pentru sustenabilitate, pentru ideea, ceea ce e real, că moda este foarte poluantă, au fost chiar și mișcări de stradă, în criticarea gradului de poluare pe care îl aduce moda și într-adevăr este a doua industrie poluatoare după industria petrochimică, ceea ce e foarte grav și e real. Cu toate acestea suntem, mergem direct la magazine, ne îmbrăcăm din cap până de asta, în picioare. De asta și pun accentul pe acea sustenabilitate care dă uneori rezultate hilare, de genul i-au dus cu mașini electrice, ce puțin la Londra. Aici, după cum arătau tancurile alea, nu păreau electrice. După aceea, meniul a fost vegetarian, ba chiar cu porțiuni mari de veganism. Ceea ce, nu știu, până la urmă, veganismul e o nișă și pe care trebuie să ți-o asumi fiziologică. S-ar putea, sunt foarte mulți oameni care nu suportă fiziologic acest regim alimentar, dar o seară de Oscar, bat și niște vegan dacă într-adevăr trebuie sub barbie, am mai băgat și niște cărniță, am văzut niște analize gastronomice, între timp așa niște cafea pentru Alin de la E! Entertainment și dar a fost înainte de începerea live-ului, a fost foarte mișto Joaquin Phoenix, care a zis, vrei sustenabilitate? Păi eu sunt cel mai sustenabil, frate. Am făcut smoking-ul ăsta cel mai renumit din istoria cinematografiei. Am luat Oscar, BAFTA, tot ce vreți cu el. Îl port de fiecare dată. Deci, da, am mers cu același costum la toate ceremoniile pe care le-am mai și cucerit. Adică te duci ca te duci. Adică, de fapt, da, mai și tot. Că nu haina face pe om. Adică poți să porți un singur costum și din potrivă. Și că înțelege și valorile acestui chestii sunt de sustenabilitate, care înseamnă, într-adevăr, să încerci să vii. Iar și la Londra s-a distins Kate Middleton, care a venit cu o rochie, Alexander McQueen, care mi-a purtat în 2012. Și a fost foarte mândră și întrebarea eclatantă. Da. Și a dat și tonul acestei și noi Jane direcții. Și Jane Fonda, dacă nu mă înșel, a purtat o rochie pe care o mai purtase la mai decernare de Oscar. Iarăși Gucci a mai avut câteva produse care le-au făcut din materiale refolosibile. Adică au luat rochii, le-au recompus pentru BAFTA, le-au recompus pentru Oscar. E o formulă. Da, stăteam și mă gândeam Tom Ford, acum colecția de acum 3 zile a fost atras mult pe refolosirea bumbacului, pe refolosirea denimului,
pentru că e o producție imensă de denim. Cum vreau Ceaușescu, noi făceam din blugi rupți combinații ca să facem unicule. E bine, Tom Ford acum a făcut din asta un recul. Deci cred că Tom Ford a învățat de la noi, nu? A învățat de la noi. Și cu niște bumbăcele, da, refolosite. Dar deci... apropo de chestia asta, vedem că se întâmplă această mișcare, ca să zic așa, la Hollywood și nu numai, da? Și la noi se întâmplă, să știm. Asta voiam să zic. Iartă-mă. Dacă eu ajung la două evenimente purtând aceeași rochie, apar imediat la prost îmbrăcat și la aoleu, asta nu mai are bani să-și cumpere haine. Asta sincer. La cei care habar n-au de noile direcții. Corect. Pentru că dacă cine spune chestia asta, deja poți faci tu mișto de el. Ce, bă, mai citește și tu, adică în puii mei, dacă BAFTA face chestia asta, Oscar face chestia asta, vestita petrecere PC de la noi, nu. Lasă că știi că noi suntem mai comoți întotdeauna. Da, mai comoți și din prostie, la fel suntem tot mai comoți sau din necunoaștere, să zicem. Mie prostia mi se pare, eu sunt foarte rezervat când spun prostie, pentru că reprezintă un cumul educațional. Deci nu poți să știi cumul educațional despre tipului persoane, dar poți să știi că în momentul ăla e naiv sau fraier sau rău intenționat sau ignorant. Dar oricum, este exact cum ați spus și voi, se întâmplă lucruri și în România. Sunt anumite magazine, sunt anumite centre comerciale care își cer să vii cu hainele. Am lucrat în momentul ăsta, sunt două campanii în curs chiar, în care, și o să vedeți în primăvară chiar un show pe tema asta. Așa. Am lucrat odată pe ideea asta de sustenabilitate, apropo, ca să fim totuși în avamposturi. Eu făceam chestia asta la Tina Air din 2005. Refoloseam colecții, reinterpretam vechile colecții, recombinam, foloseam numai materiale naturale. Deci tot ceea ce înseamnă în momentul ăsta sustenabilitate, noi făceam încă din 2005 cu vestitul brand. Dar acum există un brand cumva similar, nu știu dacă putem să spunem, un brand românesc, respectabil, și care am găsit câteva tipologii de prezentare a sustenabilității. Pe de o parte, asta clasice de genul reinterpretarea colecțiilor vechi și va fi un top 10 al colecțiilor vechi, deci un 2015-2019 plus show 2020-2021. Deci vor fi două momente de show, ceea ce nu s-a mai întâmplat niciodată la noi, nici chiar la tine, în martie, o să vă anunț. Deci vor fi, iată că se poate să regândești, bine, vor arăta foarte cool. Și scuză-mă, dress code-ul va fi cumva că noi trebuie să venim cu rochița bunicii din dulap? Sustenabilitate, poți să fii și dacă vin materiale naturale. Să vii cu ce vrei tu. Așa, deci pe de o parte cu un material natural, pe de altă parte reinterpretarea colecțiilor vechi ca să arăți că poți să ai în garderobă produsele respectivului brand și poți să fii la fel de cool chiar dacă ai o produs din 2015, ceea ce mi se pare un exercițiu extraordinar. Și am găsit împreună, și acum e o campanie în curs, chiar am terminat-o, o extindere a brand, o extindere a vârstei celor care folosesc brandul. Asta ce înseamnă? Înseamnă cuvântul vârstă. Da, în sensul că folosim cuvântul vârstă. Da, se cheamă de la 20 la 70 de ani. Deci am făcut o campanie cu trei femei, cu trei femei din aceeași familie, bunică, mamă și fiică, superbe. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că ne întoarcem la originile intrării brandurilor pe vârste. Asta ce înseamnă? Ele s-au inventat din marketizare, din a stimula oamenii să vină să cumpere specific. Adică vină și înghesuie deci tu tineret, vino tu că noi pe același să ne întoarcem produs, la hainele. Nu, că pe același produs poate să arate super. Nu, da, nu, produsele sunt foarte cool. Da. La arată, așa e și campania, că se dovadă clară cât de cool poate să fie o doamnă 70 de ani, care e în aceeași familie estetică cu fica ei și cu nepoata ei și arată toate minunat. Asta înseamnă că extinderea de brand ne întoarcem la anticonsumerism, în sensul că fiecare dintre noi nu ne ducem și nu ne primăm după niciun morcov. Este o chestiune de spațiu larg, șansele ca respectivele produse să se vândă în cantități mai mari, de să nu existe pierde, să nu existe stocuri, să nu existe distrugere de produs, sunt mai mari pentru că e un spectru imens de vârstă și asta înseamnă tot sustenabilitate. Ceea ce chestia care nu s-a mai făcut niciodată la noi. Da, și eu, că arta asta în combinație. De fapt. Eu mă bucur că există totuși locuri în care putem să mergem cu hainele noastre vechi, ca să zic așa, haine care reintră cumva în producție și care capătă din nou viață. Cum ne, cum, dar
iar capătă din nou viața. Asta mi se pare super ok. Și practic faci și noi o economie, exact. Știi? La, da. Bun, hai să trecem la sustenabilitatea de astăzi. Oscarelor. Da, exact. Oscarelor. Și când o să văd și eu... Cum vi s-a părut ediția asta? Adică, făcând o comparație cu BAFTA, cu Golden Globe, cu... vi s-a părut așa wow? Pentru că... Mai puțin spectaculoasă din punctul meu de vedere. Nu știu. Au fost câteva apariții... Mie mi s-a părut cu minte, dar nu, pentru că n-au fost, au fost echilibrați, din ce în ce mai echilibrat. Mie mi se pare, urmărind toate edițiile, scriind pentru OK, urmărind toate edițiile în ultimii ani, cu mare atenție, am văzut că, știi de ce mi se pare mai spectaculos? Pentru că nu mai sunt excese. Nu mai sunt alea care sunt îmbrăcate vai de mama lor și ce, uite băi, astea sunt criminale, dar uite, astea sunt mișto. Toate își iau stiliști, respectă coduri, ratează, riscă foarte puțin și asta ni se pare nouă plictisitor, dar dacă ne uităm, ele sunt bine. Adică blocul mare e bine, eu le-am văzut să... cam pe toate. Și le-am selectat pe toate la mine în calculator, o să le și pun la mine pe pagină. Dar și o să și fac cronica astăzi. Hai să dar ideea cu... e că o să vezi, sunt puține cu adevărat grave. Sunt vreo 3-4. Restul toate sunt foarte bine, sunt bine. Și câteva și începem cu, uite, Charlize Theron. Dacă ai dat-o pe Charlize Theron de la început, noi putem să plecăm, spunem așa, da? Da, și deci, gata. Sub ea n-are rost să ne mai... Da. Bine, adevărul e că o avantajează și corpul. Silueta, e statuarea. Am văzut, au făcut, de exemplu, înainte de, imediat după BAFTA, nu înainte, înainte de Oscarul, sigur, înainte, după BAFTA, au făcut o sinteză a celor mai bune ținute, cine a avut cele mai multe ținute bune de-a lungul timpului. Și Charlize Theron a fost numărul 1. Da, numărul niciodată. Exact. Bine, cu o avantajă, dar e vorba de atitudine, e vorba de raport, înțelegerea propriului corp și utilizarea. Bine, are și ce să înțeleagă, e adevărat. Dar, e ușor să înțeleagă. Dar bă, nu e ușor, că e foarte înaltă, are umeri foarte mari, are sâni, e cumva, e o femeie puternică, e o femeie mare, e mai ușor să îmbraci o minionă, un pisi să controleze, exact ca la copii. Maria chestii, a îmbrăcat atâtea băi și vedete și le-a îmbrăcat și le-a dezbrăcat. Adică mai simplu să îmbraci un copil, dar nu e simplu să îmbraci, cu cât e mai mic, cu atât ai șansa de omogenizare mai mare. Cel mai important este să aibă niște proporții foarte armonioase, să aibă un trup niște măsuri echilibrate. Exact, nu toată lumea are. Și tocmai aici este... Și Charlize Theron a spus că este înaltă și destul de ajută. S-a îmbrăcat în negru. O face și mai slabă, și mai... Și mai. O face perfect. Și mai. Nu pare trasul la față. Da. Ce vă place și ce nu vă place totuși la această ținută? Mi se pare impecabil. De la unghii până la inelele un pic jucate, până la breteaua aia lăsată. Și până la relaxarea ei. Nu, adică exact am observat, trebuie. Cel puțin la Oscaruri, foarte multe vedete multe încearcă au pus să echilibreze multe inele pe degete. Bine, foarte multe cele mai ridicule pietre. Au fost aia hippie cu multe coliere, multe jenante. Deci am început cu Charlize Theron, din păcate. Perfect colierul în raport cu rochia, uite, sandalele. Adică n-ai, unghiile sunt fix, până și ele sunt lucrate pe negru, normal. Înseamnă, de fapt, un stil părul strâns, exact, din cap până picioare. Ok, Laura Dern. Bine, este la primul ei Oscar, a câștigat Oscar. Primul ei Oscar, nu înțeleg de ce. Nici eu. Era de o mediocritate. Am văzut filmul. Absolut. Bine, filmul în sine. Marriage Story. Eu, ce mă întreabă când treci pentru-un divort? Eu am avut un loc de pozitiv. Îți trebuie un avocat așa de bun ca ea? Nu. Ea a jucat așa, ce să mai vorbim de Emma Thompson, care a avut rol, nu știu dacă ați văzut, când era de vedetă de televiziune, care a îmbătrânit și bineînțeles a salvat o indiancă nașparlie, dar filmul era făcut de o regizoare indiancă, nu știu dacă e nașparlie. Dar Emma Thompson, magistrală. Așa. Păi cum era Emma Thompson acolo și cum e tantia asta în avocatul la care... Sigur că da, devine prietenoasă. Că totuși e genul ăla de femeia, știi, the girl next door. E femeia aceea normală, care nu e nici prea frumoasă. Adică da, nu e Charlize Theron, da? Clasnică. Dacă Charlize Theron este o femeie frumoasă, nu, prin definiția aceea nu clasică. Nu poți să zic, e urâtă. Nu e urâtă, nu este poate. Dar nu e mediocre așa. Adică, uite, și rochițul ăsta. Nu e vina ei până la urmă, știi, e că a câștigat un Oscar. Da, din potrivă. Ea și-a făcut treaba acolo și nu, oricum, cred că nu-și imagina în cele mai
roze, că toți am băgat în chiloțe ăștia de copii mici. S-a îmbrăcat în Armani. Laura Dern în Armani. În Armani, dar săracul Armani, nu știu, în ultima perioadă, de ce ieșea priveul, dar nu prea iese în ultima perioadă. Inclusiv colecțiile sunt. Sau ce? Ce nu-ți place la rochia asta? Nu-mi place, nu-mi place în primul coafiura. E da, greoaie, e mare, are un cap cât casa pe lângă rochii, restul rochiei. Rochia asta roz, cu o culoare penibilă, așa. Ciucureia mă aștept să vezi cum atârnă ei așa, mă aștept să se descoasă, vezi? Eu mă aștept să fac un belly dancing așa, să dea din sân puțin. Să-i dinamizez un pic. Culmea e că a fost lăudată ținuta. Știu, am mai văzut niște laude de buream de râs, da. Bine, dar dacă te uiți la ea, eu asta nu înțeleg. Sunt aia pupincuriși ca la noi, nimeni nu face niciun fel de analiză. Totul este absolut perfect. Mamă, fie de ce ciucurei are. Mamă, și e roz. Da, rozul e culoarea Oscarilor. Mai era o fetiță de 13 ani, săraca de ea. I-au pus cantități de roz pe ea acolo. Și a ales singură designul, da? Și a făcut singură schița. A trimis-o designul. La cretini, așa, știți, îți poți permite la vârsta asta să te dai... Era prima oară când participa pe covorul roșu și la Oscaruri. Și de-aia îți permiți să-ți faci singură schița, să te îmbraci în roz, un post și penibil. Ea a jucat în filmul Once Upon a Time in Hollywood și i-a dat câteva replici lui Leonardo DiCaprio. Era fetița aceea care cita cartea și a întrebat pe el. Leonardo a fost aioasă, cretinoid, așa, cu cărticica. Aia era chiar mișto, era naturală. Da, să explodeze de roz, așa. Iartă-mă, vina fost alora. Ia mă, fă știu, eu schițez eu, desenez eu. O fetiță la 10 ani visează la păpușa Barbie. Ar trebui să se joace cu păpușile Barbie. Dacă pășește pe roșu, se îmbracă în hainuțele lui Barbie. Băi, să nu uităm că au fost la un dat, iarăși am citit mult în ultima perioadă, era o chestie, ce mai tinere fete pe red carpet. Au fost de 12 ani, de 13 ani, adică mai mici decât ea, are vreo 15. Nu, are 10 ani. Nu, e mică. Oare vă 10 ani, dar arată... Bă, de ce să faci să fie ridicolă? Nu înțeleg, de la 10 ani. Ridicol, dacă mama ei a spus că e frumoasă și că e ca o păpușă Barbie, ce vrei? Așa, trecem Margot Robbie în Chanel. Ia să vedem. Păi nu înțeleg Chanel-ul, nu înțeleg de ce toată. Vintage. Ceea ce e foarte bine. Okay, pentru foarte că Chanel-ul exact. Actual, eu mor de râs cu toate urechile. Adică este ceva de un penibil. Fetele alea a fost acum... Ce ții cafea multă? Nu, că poate explodează și mai tare. Păi de asta zic să-l țin. Deci nu, cercerul meu... Eu zic să-l scoți că... Cercerul meu dă semne de oameni. Nici eu nu o să spuneți că are nevoie de cafea. Deci avem așa, un Chanel vintage. E foarte bine. Foarte bine, deci Margot Robbie, mie îmi place foarte tare. Mânecile alea sunt, se vede asta atât de tare că sunt auxiliare. Eu am folosit de multe ori în colecții cu designerul care am lucrat, mâneci auxiliare. Astea par un pic cam mult prea puse cu mâna, așa. Trebuiau să aibă, de exemplu, un corespondent în rochie, momentul în care ai, vezi, ai niște accente speciale pe mânecă. Deci că sunt prinse cu lanțuri, așa, de mână, ca să nu cadă. Okay. Trebuia să aibă în structura corsetului ceva care să dea senzația, o să vedem la alte rochii care mai au. Deci, e obsesia acestei rochii corset, toate, mă rog, multe au o rochie corset. Bine, dar vă place, ideea e următoarea. Eu mă uit la această poză, da? Și parcă văd că totul curge. Deci avem mânecile după acelea, după care avem după ce a scuipat broșa aceea, după care avem și are părul ăla, știi? Că... Chanel! Uite-te la fața ei! Bine, a rămas săraca pasăre de pradă, adică unde e pizduia pe toată lumea, dădea cu... Deci nu cred! Termină, ești live! Păi sunt live și deci, ce așa se bine, cheamă un adjectiv. Bine, noi nu suntem pe covorul roșu la Oscar, noi doar comentăm. Da, cred se... că e invidia din noi care ne ia cu apă. Cu apă plată. Să zic, ia după apă. Ceea ce nu e bine, dar cred că sunt obosit. Deci să ne întoarcem. Îmi place foarte tare. Așa, Robbie, deci îți place? Ea îmi place, îmi păsă de pradă. Era un film de tipul ăla care, nu știu dacă ați văzut, era un film care ești ca și în piesă de teatru, să nu chestia asta, se joacă ei pentru ei, așa, știi, de foarte multe ori, de obicei la teatru pățești asta, tu te simți public, știi? Și bine, mă, păi tu se joacă, ei sunt mulțumiți, ei sunt fericiți. Bine, și eu ce fin am, adică de ce sunt aici, mă rog. Așa și regizoarea aia s-a străduit, mai apăreau inimioare, iepurași, pisoi, chestii, cretini, doar ca să fie cool. Ceea ce e prea mult. Bun, da, mă rog. Deci să revenim la această rochie. Castingul infect, jumate deci infect. Deci îți place? Vă place? Îmi place, mie îmi place. Ce notă dați? Mie îmi place. Zi, Maria. Eu nu prea dau, mă, dar îmi place. Zi.
Ți se pare prea tare broșa aia acolo? Da, mă, da. Mi se pare puțin, da, broșa mi se pare puțin mare. Poate dă că stă să cadă furochia și să văd sânii. Bine, bine, bine. Dar nu-mi displace. Nu-mi displace. Adică aș e ea atât de frumoasă. Eu n-aș fi pus mâinile în șold, dacă mă întreb pe mine, ca să nu iasă atât de mult și ca să se vadă că sunt mâneci auxiliare. Sunt mâneci și plus mai are și niște inele pe deget. Ai văzut acolo. Niște bijuterii de promovație. Da, nu știu. Bine, s-a urcat mult pe diamante, am văzut. Dar uite, exemplu, dacă tot vorbeai de inel, aici ai dreptate. Inelul ăla n-are nicio legătură cu broșa. Exact. Și n-ai voie să-l pui de aproape. Dacă ținea mâna undeva jos, poate că nu facem un raport. Statement. Dar piesa aia este e actriță, e actriță, nu e manechină. Poate o manechină și ar fi înțeles structura asta, că nu trebuie să pui mare că, lângă mare. Mie știi, mi se pare că stilista e acolo cu problema, nu? Ea, săracă, dacă i-a pus inelul în ce i-a pus. Și părul, vă place așa părul? Adică e ok, așa? La fel de bine putea să fie gen Charlize Theron, să fie strâns. Dar pe fața ei și asta se potrivește foarte bine. Tipul ăsta de coafiură. E superbă. Femeia este superbă și cred că e superbă în orice s-ar îmbrăca. E și credibilă și a jucat bine. Da, ok, bun. Trecem mai departe. Ia să vedem. Molly... A, a fost chiar ok, chiar ok. Un 60 perfect. Molly Sims în Zuhair Murad Couture și a purtat Christian Louboutin. Bine, îmi plac pantofii raportat la restul, dar restul mi se pare prea mult aici. Nu-mi place că se văd marginile alea atât de bine. Vezi, ca și cum aștept să se vadă bordura aia, care e prea mult. În momentul în care ai un drapaj și lași să floteze așa, lași să floteze, de obicei lași să floteze în o singură parte, iar aia flotează pe toate părțile. Bordura este mult prea vizibilă, ea pare stridentă, cu toate că, din fericire, a ales acest roz fane, care e mișto. Îmi place raportul pantofilor cu bluza, mai ales cu partea de sus. Mm-hmm. Maria, tu mi se pare prea mult. Fusta e chiar mi se pare frumoasă rochia, dar nu cred că este cea mai bună alegere pentru ea, părerea mea. Pentru nu ea, cred că o avantajează. Uite, o avantajează. Sâni, un pic cam jos, da, așa, dar asta zic. E o rochie grea care trage bustul din Wonder Woman, trage bustul în jos, exact. Wonder Woman. Și mie mi se pare că... rochia aia niște sâni, n-am văzut în viața mea niște sâni de... Deci perfect, mie mi se pare că la această rochie... Se vede că n-a... Deci e o rochie grea. Mie mi se pare că e curb natural. Deci nu, sunt niște sâni care clar nu n-a intervenit. Nu, gravitația, e minunat. E super, gravitația o femeie e frumoasă. Dar pentru Oscar-uri, vi se pare... Adică nu mi se pare că e prea mult mie mi se pare... Nu veo mă deranjează, v-am spus, mă deranjează fusta, este greoaie, mare și primitivă. Și la picior și sâni un pic cam mult. Și cum a forțat ea piciorul pe centru, a dus tăietura aia și a nu se simte foarte confortabil, asta pot să spun. Se vede, că se pare că are fața puțin crispată, că e ceva, nici parcă nu-i convenea ceva. The body language, ca să zic așa, nu e. Depinde și de cine era fotograful, de unde se trage. Am avut și surprize foarte mari. Eu urmăream vreo 5 site-uri. Măi, unghiul din care trăgeau fotograful diferea radical. Le făcea pânele ciudate. Dar ea e frontală aici. E corect din punct de vedere. Deci, așa, pe ansamblu, e prea mult. Este prea, prea mult. Tu zici că e prea mult și tu, Maria? Cam mult. Prea mult, cam da? Multă piele, nu se simte confortabil. Da, o piele în sensul nasol al termenului. Că uneori ai niște decupaje, dar într-adevăr te ajută, dar aici nu trebuie, o astfel de rochie trebuie purtată cu atitudine, iar dacă nu te simți bine în ea... Adică în rochia asta ar fi văzut-o pe Charlize Theron. Da, pentru că ar fi știut să o poarte. Și n-ar fi acceptat fusta asta cu 20.000 de ceamparale pe ea. Da, nu e ceamparloasă așa, nu? Da. Ok, bun, Natalie Portman în Dior. Atenție, însărcinată. Însărcinată în 3 luni cu un nou copil. Și abia dacă se vede. Da, nu se vede deloc, mă rog că făcea ea. Eu par în 6, dar mă rog, nu contează. Mi s-a părut superbisimă. Însă are o mare problemă care aici nu se vede. Este ratată capa. Cum adică ratată? O să vezi. Bine, aici n-ai cum pe să detaliu. Are o mare, mare problemă. I-au făcut un rever egal de sus până jos, gigant, care este Natalie Portman și cele două revere ale sale. Sunt nesfârșite, mari, greoaie și lipsite de sens. Nu are logică în momentul... Este acest, superbă. Da, dar... De ce superbă? Dar, de ce sunt așa mari, poate? Așa? Pentru că ea a avut brodate pe gulerul capei numele tuturor femeilor regizori ignorate în acești ani de academie. Da, știu unde le-a avut. Uite, le-a avut. Deci, uite, da, vezi sunt marginea notate pe aia? Da, lateral. Nu pe lățimea lui. Ok, dar totuși, poate adică avea la nevoie să scrie mai mult. Nu, e aici... Vezi, chestia aia care o vedem aurie pe margine, lateral. Acolo sunt, e făcut de fapt o
bordură, material, da, exact. Pe care a fost cusut și pe aia a fost cusută materialul pe chestia aia. Mă rog, era un protest, e adevărat, dar de ce avea nevoie, da, da. Oricum, ca apariție este superbisimă. Da. E, dacă n-avea chestia aia, reverlele obositoare, pentru ea, pentru că e o ființă foarte mică, are 1,45 m, 1,50 m. Cu reveroaiele alea era... Dar oricum, mi se pare că a fost gala și capelor. A fost gala capelor. E foarte bună capa ca produs de acoperire a unei rochii. Că la mă nu folosești mâinile, dacă ai nevoie să le scoți, ai pe să le scoți, nu-ți umblă pe manșetă. Scap destul multe. De repede de ea. Și nu, dar nu ți alterează rochia în niciun fel, că nu bagi mâna pe nimic, ea doar o așezi, îți rezolvă... Și cumva îți îmbracă frumos mobiliar. Și silueta, da. Nu. Și plus că așa plouați cu spume. Stăteau ăia ca la România așa. Stăteau cu bețele să scoată apa să nu le cadă în capă ăsta. Da. Ok. Bun, trecem la Penelope Uite, Cruz. Uite, toată lumea a tras-o dintr-o parte pe asta. În Chanel. Dintr-o parte. În Chanel. În Chanel nou. Vintage. Vintage? Da, 95. E nou sau vintage? Hotărâți-vă. Din 95 am înțeles. Din 95? Păi, dacă să ne luăm după Chanelul de acum, că doar l-ai criticat atât de dur. E foarte nasol. Nu era un stare să facă așa ceva. E foarte mișto cu o singură chestie. Alea e prinsă formal sus, dacă vedem, nu atârnă nimic. Deci acele chestii care trebuiau să țină rochia, la ea sunt formale așa, doar ca să nu-i cadă. Vorbiți de bretele. Ceea ce nu e ok la... Adică întotdeauna când ai un element de susținere, el trebuie să fie utilizat sau să lipsească. Sunt niște chestii de design. Okay. Era prea lungă rochia. Rochia este... Ok, deci rochia e pozată din lateral, dar mie mi se pare așa, stai, deci are niște bretele în formă de V, așa, da? Deci ca la un costum de baie. Ca la un costum de baie și a mai pus și, mă rog, are și floarea Singura aceea. Singura chestie cu adevărat proastă este camelia aia, care este o chestie mare așa și translucidă, aia n-a fost. Dar nu cred că era rochia inițial. Părerea mea e că e ca și cordonașul ăla de perle. Exact. Bine, perlele Chanel sunt simbolice pentru Chanel, și camelia. Și camelia. Da. Dar nu vi se pare că e prea mult? Adică sunt prea multe accesorii, nu știu, și perle, și camelia. Bine, și iarăși, nu știu de ce a pus diamante la urechi. Pentru că în momentul în care ai perle, hai, un inel, mai înțeleg. Poate sunt niște perle pe acolo, prin ecuație și nu le vedem noi. Cred că, de fapt, sunt luate la pachet cu inelul, că inelul, ținut afară, de-aia și băga mâna cât trebuie. Părul, asta înseamnă. Părul pe spate. Aș fi scăpat de perle, sincer, să fiu. Care dintre ele? Alea din... Nu, pe ebloarele sunt. Da, cele de la din Italia. Mie camelia aia mi se pare nepotrivit. Mi se pare că și ragul ăla de perle rupe cumva. E foarte formal. Mi se pare formal, disproporționează puțin. Cipuiește rochia. Chiar dacă na, perlele probabil costă. Se pare că acele perle cumva, odată că atârnă ciudat și în al doilea rând cumva arată că e mai mică de înălțime, exact, o disproporționează. Da, arată că are. Culmea este că atunci când o vedeai, deci pe video arăta foarte bine, în poză nu arată la fel de bine. Și părul de așa într-adevăr, dar tot timpul era așa. Era absolut spectaculoasă live, dar în poză mi se pare că momentul se pierde în momentul în care iai un personaj eclatant live, adică unul care emană, nu te mai poți uita și dacă și-a pune pe ea o porcărie absolută. În momentul în care și foarte focusată. Da, focusată, exact. Mamă, e tot timpul chitit așa. Foarte plăcută și foarte... E foarte... Ok, bun. René Zellweger, câștigătoarea Mami Oscar pentru rolul pe care l-a jucat Judy Garland. La care s-a lucrat, am înțeles, tot așa vreo 6 luni, 8 luni, ceva de genul. Probabil că e luată pietricică cu pietricică. Dincolo de asta, e o demonstrație de forță fabuloasă, adică arată năucitor de bine din punct de vedere tehnic. Și ea, și asta mi se pare, din punctul ăsta de vedere, ea mi se pare un premiu corect. De-aia a luat și BAFTA. Jokerul mi se pare un premiu corect. Nu prea înțeles de ce au tot încărcat a dat pe 1917 ăla, că e un film de război super mediocru. Un pic pastoral, așa, cu niște câmpuri care se văd în liniștea morții. Nu știu, noi am văzut filmul, ne-am dus împreună și mi s-a părut că ne-a transpus efectiv în mijlocul războiului. Da, era ok. Un război văzut un pic altfel. Mi s-a părut că pentru cinematografie, deci DOP-ul a primit un Oscar. Deci, René Zellweger, genial. Da, genial. René Zellweger în Ivory, alb. Mie îmi place că și-a păstrat totuși un look foarte clean. Adică nu a încărcat foarte mult cu machiajul. Și doar o brățară, nici măcar și-a pus cercei, un machiaj de o prospețime năucitoare, părul prins, impecabil. Și o demonstrație de forță trebuie să fie în alb, să arăți așa, la 50 de ani.
Iar a legat de vârsta. Dar și eu am, dar tu te simți cum usca păcăciulă. Nu, eu nu mă simt deloc cum usca păcăciulă. Și eu am tot 50 și care e vorba. O femeie sau un bărbat la 50 de ani nu mai trebuie să arate bine? Ba da, dar în principiu, din punct de vedere tehnic, cu micșorarea, mă rog, nu intrăm la asta, medica, nu. Arată foarte bine. Adică arată de 30. A slăbit enorm. Nu știu, da. Probabil, da, arată bine. Și-a făcut mai larg, nu știu, dar arată impecabil. Și eu la în alb. În alb. Mă rog, ivory. Exact. Îți trebuie curaj să ieși în alb. Păi gândește că mai scazi încă un efect grafic de cel puțin 2 cm pe fiecare. Imaginați-vă, de fapt, cât de slabă este în realitate. Da, da, pentru că arată așa bine, da, în poză. Și, da, exact. Și numai, dar și live arată și video, da. Și ea e un personaj și ea la fel. Ok, avem aici o rochie Valentino. Nu e Valentino. Nu e Valentino, e Gucci. Nu, e Gucci. Oba, nu e Valentino. Deci e Gucci. Ea e la fel ca și René și ca... De cine am mai vorbit cu Chanel, care văd doar dintr-o parte? Penelope. Dom'le, sunt, nu există o secundă în care să nu fie cablate. Sunt tot timpul chitite. Așa. Eu n-am văzut o fată mai chitită ca asta și e mică, are 22 de ani. Da. N-ai stat o scenă în filmul ăla cu fetele lui March sau ceva în genul ăsta. Little Women. Okay. În care n-avea o scenă în care... Da, să băltească sau să stea ca prost, așa, ca noi toți de altfel, fiindcă stăm așa, ne mai scap. Nu, frate, deci asta era zâng, privire intensă. Zâng. Okay. Și în continuu. Ce spune despre rochie? Nu-mi place. Nu-ți place. E un principiu. Ce poate să fie? Mie mi se pare sinistră. Dar dincolo de asta, înțeleg principiul negării principiilor de red carpet de către Alessandro Michele de la Gucci. Deci el a vrut să facă altceva. Sunt convins că toate materialele astea arată... Da, a reușit. Toate materialele astea arată refolosite. Deci okay. Arată deci materialele refolosite. Deci e mesajul de sustenabilitate. Maxim. E, da? Maxim. Adică poți să nu reușești, dar să fii sustenabil. Actrița duce destul de bine rochia. Adică așa mi se pare. O duce bine tot. Pentru că uite-te la ea. E strălucitoare. E foarte prețioasă. Dovadă ce mult înseamnă atitudinea. Asta mi se pare cât contează. Pentru că materialul ce obține la MOV este, mamă, nici măcar designerițe românce care sunt de fapt doar amante de oameni bogați, n-ar fi scos o asemenea mizerie de material, până și ele ar fi avut o alergie la materialul ăsta. Dar Gucci nu. Ok, dar stați să ne gândim. Dacă ar fi pus acele aripioare aurii la spate, ar fi fost mai bine? Ar fi fost banal. Știu că ar fi fost banal. Dar eu mă dau, dacă vrei să faci un exercițiu, tai toată mizeria asta MOV. Și care? Vedea că care are o rochie. Te oprești mâna ei. A, ok. Imaginativ. Așa. Și atunci vei avea o rochie neagră cu foarte multă personalitate și pe care ea o poartă magistral. Ok, dar rămân în aripioarele aurii. Poți să rămână la pe rămân e acolo. Foarte mult tupeu, e o chestie de creativitate, iar Gucci pe asta se bazează. Deci eu aș fi văzut chestia, dar nu știu, asta de jos, okay. Nici chiar un mare înțelegător al exercițiilor lor. Sunt mari probleme cu brandurile care nu fac din tradiție couture. Gen Vuitton, gen Prada, gen Miu Miu, care e tot al Prada, dar care e prezentat separat, gen Gucci. Da. Încearcă să reinventeze apa caldei. Nu fac ceva așa. Da. Niciodată. Păi ia să vedem. Oscar de la Renta purtat de Scarlett Johansson. Ăsta este, după părerea mea, cea mai bine... Mă rog, hai să zicem cu Charlize Theron, că nu pot să iasă din memorie, dar este rochia cea mai bine lucrată, cu asimetrie, purtată, cu găselniță, nu e banală, o evidențiază. Bine, în poza asta e cam stupefiat așa, dar mă rog, acum nu poți să... Era aștept să ținem de la tine, dacă ne uităm așa, da, îi punem în mână un număr, da, ne-am scos. Da, mie îmi place. Merit, ce zici? E accesorizată impecabil, rochia este superbă, ea e și o actriță... Dar în toate aparițiile în ultima perioadă a fost... Și care știe să-și poarte întotdeauna ținutele. S-a transformat mult în ultima perioadă. Că era la un moment dat primitivă. Era de-aia, bărbatul de Nina. Bine, era și vocea. Stai că nici vocea nu ajuta. Finuț. Păi nu știu dacă de la 12 ani vocea. Are vocea asta. Da? Se și plângea la un moment dat într-un interviu. Asta cu vocea, nu știu, mai ales în poze nu mi-e Eu vă spun sincer că mă bucur că nu am mai văzut paiete pe covorul roșu. Adică mă bucur că n-am mai văzut paiete.
toată iarna a fost de plină de paiete. Toate ceremoniile au fost pline de paiete. Da, uite, uite asta cu paiete. Zic, n-am văzut paiete. Oscar n-a fost deloc după, nu m-a frapat. Antonio Banderas. Hello! Păi e o surpriză, așa. Antonio. Joacă în ultima perioadă foarte fin. Foarte fin. Iar ăsta e un film când se reinventează relația unui creativ cu viața și cu moartea și cu trecutul și cu... Deci e de văzut, da? E foarte mișto. Ciudat, lent, dar foarte bine lucrat de el, e căzut, e liniște, are liniște. Adică a căpătat înțelepciune și experiență. Da, exact, vieții, de la Trubadurul vieții, și alte alea, da. Bine, dădea bine și aia, deci normal. Cum s-a arătat așa, vizual, vi se pare că a fost ok? Mi se pare că oricum pentru bărbați este mult mai ușor. Da. Până la urmă își pun un smoking. Și alea sunt bine făcute. Exact. Există niște case care au tradiții de smoking. Și aproape toate casele. Dar el și-a mai pus ceva în plus. Vezi, acea broșă sau ce este acolo. E un accent. Da, mie nu mă deranjează. Nu-mi dau seama ce, dar nu mă deranjează acolo. Cred că e tot așa un mesaj. De obicei, când vin cu o chestie de asta, toți au un mesaj. Poate pentru cuvântul Catalunia sau whatever. Trecem mai departe, ia să vedem pe cine mai avem. Da, într-adevăr, bărbații scapă mai ușor de covorul. E mai ușor pentru ei. E rar să greșească. Pentru că dacă respectă un minim cod, mai greșesc ăștia care o să fie... Au mai fost Spike Lee, De Niro, ăla mov. Spike a avut un mesaj. Cu 4, cu 6, a avut un mesaj. Păi nu știi? Spike Lee a avut mesaj. Nu. Costumul acela era cu cifrele. Erau 24 sau nu mai știu. Da. Erau numărul lui Kobe. Și culoarea era culoarea brandului. Iar pantofii din picioare erau din colecția lui Kobe. A fost practic un statement pentru... Okay. Da. Mai ales că nu înțelegem ce movul ăla, dar era movul clubului pentru care lucrat. Exact, care a fost într-adevăr un statement. Asta este... Atunci iese și el din discuție, că era ciudat, dar într-adevăr... Da, a fost într-adevăr, era ciudat, dar după care bine, am înțeles exact. Da, are logică, exact. Brad Pitt, câștigătorul îl pui lângă Charlize Theron. Primului Oscar, da. Bă, și cel mai ușor luat. Păi asta vreau să spun. Pentru că n-a muncit deloc, adică a fost doar el. Până și când și-a scos cămașa să repare antena și pui mei, adică... În sală, liniște până la acel moment, da? Își scoate Brad Pitt tricoul, toată sala. Deci s-a terminat, a luat Oscar în momentul ăla. Nu, în sală. Deci a luat Oscar în momentul ăla, nu-ți mai trebuie nimic. Da, s-a jucat pe el foarte bine. Dar a avut alte roluri mult mai bune. Aici a fost momentul lui. A fost momentul lui. Da, ok, dar să revenim la un Brad Pitt reinventat, da, arată bine, se vede că îi merge bine. Are o altă atitudine. Ce mai ciudat față de a fost, nu știu dacă voi aveți aici imaginile, cu Keanu Reeves, cu noua achiziție, cu mama lui, care seamănă cu bunica lui, care de fapt este iubita lui. Okay. Nu înțeleg nimic. Nu înțeleg nimic în sensul că, bun, că e de apropiat de vârstă, e ok. Că se iubesc, e fantastic, pentru că el devenise cumva un simbol al omului singur forever. Da. Dar fata este chiar căzută, adică e căzută în sensul că nici măcar... Nu, era mama lui. Era chiar mama lui. Era mama lui. M-am liniștit, deci, frate, m-am liniștit. Era chiar mama lui. Deci Keanu Reeves a venit la Oscar cu mama lui. Da. Eu asta am zis. Ce statement și marea lui iubire este tot una cu părul scurt, blondă, nu știu ce. Probabil conformă. Era chiar mama de data asta. Cobora greu. Bă, pui mei, ție-o dând dragoste. Știi, iubirea e profundă, e interioară. Dar pui mei, care coboră și o scară. Era chiar mama de data asta. Foarte frumoasă și cam semănau, e adevărat. Da. Acum o fi luat-o după fața... Era o apariție, într-adevăr. Da. Era ușor speriată de tot ce îi se întâmpla. Era ușor panicată. Ea, se vedea clar că e inteligentă, emana inteligență, dar părea că... Dacă era mama noastră, avea vreo 70. Eu zic, bă, săracă, o fi avut vreo 50. Dar era așa căsută. Dar m-am liniștit. Era chiar mama. Și Leonardo DiCaprio ne zâmbește frumos din această imagine. Mie mi se pare că ajunge un gen de
CEO, așa. Dacă vrei să te gândești cum arată CEO ideal de la adică când i-a jucat banca, șeful de bancă. Nu-ți place cum arată? Ba, îmi place, dar este și atât. E regulamentar și parcă spune pace, păi atenție, asta spune. Dar în sensul că... Dacă intri pe Instagram la el, o să este activist. Exact așa, ceea ce mi se pare fantastic. Credeți că a purtat un costum sustenabil? Sunt sigură, pentru că el, la un moment dat, se lăuda că face un duș odată la câteva zile tocmai pentru a salva resursele de apă. Că ce face? Face duș la câteva zile. Asta e ca Julia Roberts, și mai ții minte când era ea eu mai tinerică și când a ridicat și mâinile și a arătat că e nerasă la sub braț și că se spală pe dinți, nu știu, odată la nu știu cât timp. Ideea este că uneori actorii, uite, Joaquin Phoenix, feblețea ta, Maria, uite-l aici, Stella McCartney, a vorbit despre el. Bine, el are o atitudine foarte, el are o... Foarte, într-un fel, e o apariție din totdeauna. Mai ales de când s-a transformat mult, de când a murit fratele lui. Care avea 24 de ani. I-a murit în brațe, din ce am înțeles. Un overdose sau ceva ăsta. Și din momentul ăla totul s-a transformat pentru el. E foarte talentați amândoi. Before and after. Da, genial, frate. Și el, practic, din momentul ăla s-a încărcat și de legacy-ul și de ceea ce transmitea fratele lui, care era mult mai sofisticat, mai misterios, mai ciudat decât el în momentul ăla. Și a preluat și a devenit doi într-unul, foarte tare. Într-adevăr, față de Leonardo DiCaprio, față de imagine înainte cu Leonardo DiCaprio și Joaquin Phoenix, are personalitate, e agresiv. Practic e același costum, ca să zic așa, dar purtat... Dacă nu o spunea el, ne dădeam seama. Nu e chiar același costum, că la Stella McCartney și la Stella McCartney. Nu, în sensul că... E un smoking. E un smoking, exact. Dar îl purta pasiv, dar și în film. Iartă-mă, filmul ce obțin Leonardo, bine că n-au băgat-o la nominalizări. Era un pasiv compulsiv acolo, un loser care trecea timp, dar era ieftin în sensul a trecut timpul, mi-e mai greu să mă adaptez. O vedetă mai ca el chestii, să joace un pasiv compulsiv. Am mai văzut niște chestii de genul ăla de sute de ori, foarte mișto. Nu era loser, era mâncat de timp. Era mâncat de timp, știi, era normal că vedetele decad. Cumva, bine, spunem așa de ușor, dar ce dramatic e. Rami Malek în Saint Laurent cu niște revere. Bă, arată foarte bine. Doar că a rămas cu aceeași proteză. Negru cu negru. Dentară. Nu, dar el n-avea, el așa e. Că a rămas pe dar rol. Era aia e. Deci erau dinții lui, nu? Nu avea săracul. Erau dinții lui. Avea o proteză. Nu, erau dinții lui, așa e săracul, așa e. De întotdeauna a rămas. Nu, n-am nimic cu omul, dar poate mi se că pare că a rămas în rol. Adică a rămas... Pare că zude pe scenă, pe scenă, știi? Adică, nu știu, el a rămas în pielea lui Freddie Mercury. Ar trebui să iasă puțin nasol, de acolo. E foarte nasol. E foarte nasol când intri într-un rol ăsta iconic, așa e. Da. Bun, hai și să mie vedem. Mi se pare cam geometric, așa, pare un din păpușar, așa. Un, știi cum era? A fost All Black, cămașa aceea neagră. Asta nu mă deranjează, dar iarăși formal, un Saint Laurent formal. Da. Nu foarte. Ok. Spărgător de nuci. Știi, erau acei soldăței care era țc, tot era mult prea geometric în construcția lui. Nu era uman, era. Okay, ăsta mic, nu știu, ăsta se poate și a avut un statement, știi? Timothy... Poate era... Probabil. Asta nu înțeleg. Băiatul a venit... Mergeam la niște premii muzicale, așa, ceva. Nu știu. Mi se pare forțată. Da, un Emmy poate, un ceva. Bine, adevărul e că acest gen de jachetă, mă rog, se poartă acum. Elementele poartă, dar depinde unde o porți. Sportive, da, nu pe red carpet. Dar nu pe red carpet. Și nu ai încă... Dacă vedeam asta pe Joaquin Phoenix, era o declarație, nu, frate? Atitudine, nu mai vreau smoking, frate, da. Uite, eu vreau să fiu sportiv. Asta se rapide pe la început, exact. Joacă foarte bine. Când nu mai ai ceva de dovedit, cred că poți să experimentezi. Dacă tu nici măcar n-ai făcut nimic. El e foarte talentat. Foarte talentat. Este foarte talentat. Vorbește trei limbi perfecte. Este actorul... Da, fin. Da, actorul perfect. Dar mi se pare că are mare viitor, dar încă nu repede, este momentul în care exact se poate îmbrăca în orice, oricând, oricum, pentru că nu e încă momentul lui. Adică nu e post-democrație. Nu are putere. Și plus iarăși când te îmbraci așa, fără să ceilalți să înțeleagă că tu de fapt faci un că așa ai vrut tu să demonstrezi, dar asta vine după ce tu ai confirmat cu ceva, dar corect, altfel se întreabă bine de ce e cu tine, adică poate ești? Că n-ai înțeles exact despre ce e vorba. Nimeni nu se așteaptă că tu ai înțeles, ai demonstrat și după ce ai demonstrat tot ce ai demonstrat, poți să o iei pe unde vrei tu. E ca un pictor care mare, care întâi învață să facă o pictură impecabilă, un Rubens, un Velázquez, un ceva, și de-apoi după aceea o ia
Dalí sau ăsta, toți întâi învață foarte bine structura clasică și după aia își caută drumul lui. Da. Dar să te apuci direct de drum... Eu vă întreb pe amândoi, pentru că știu că sunteți din domeniu și sunt convinsă că ați urmărit cu atenție ținutele. Ați văzut vreun designer român purtat de una dintre vedete? Orea Costa, o Maria Lucia Vohan, ceva? Că eu știu că au mai nimerit apariții de genul ăsta pe Comunul Roșu. Au fost niște apariții reușite la momentele respective. Da, chiar reușite. Nu am văzut încă toate ținutele, dar cred că n-am văzut nivelul 3, 4, nu. Da, exact. Adică am văzut vedetele de primă linie cumva, dar nu. Rău ești. Nu, da, în sensul că n-am văzut, recunosc. Dar... Știi care e chestia? Că nici măcar n-au trecut arată. Toți pe covorul roșu. Adică nici măcar n-au apărut toate imaginile cu toți actorii. Eu, de exemplu, când iau după, adică astăzi, mâine, o să le iau de pe foarte, foarte, foarte multe alte chestii și iau de acolo doar, ăsta mai arată 3, ăsta mai arată 2, ăsta mai arată pe lângă cele 100 și ceva care le-am deja. Tocmai ca să am un tablou complet, chiar dacă, nu știu, pun best-of-urile, că nu o să pot. Și au fost vedete care nici măcar nu au trecut pe covorul roșu. Am făcut... Adică ei recunoscut, ei văzut în sală, dar nu s-au expus. Nu s-au oprit pe covorul roșu. Bine, au fost foarte comici De Niro și cu Al Pacino. De Niro și-a pus o cămașă cu buzunar la un tuxedo, deci mi s-a părut... Și Al Pacino, sărăcuțul, cu părul lui în vânt și cu... Pacino, deci te rog, până la Pacino. Foarte mișto. Dar uite, și el parcă era în aceeași haine ca la celelalte, toate. Da, dar Pacino este, deci poate să poarte ce vrea el, când vrea el, de să vină și în pijama, nu? Care papuci problema? De casă, ce la voia el? La cât e de mare poate să-și pună așa. Exact. Doar deci, care e chestia asta, lejerean, așa. E anti-smoking. Era o chestie... Era Pacino, atât, volatilă, nici nu mai contează. Da. Era bine, adevăr e că e genial. Și plus, el e exemplu per bine. Mult peste exemplu perfect. De ce spuneam, domnule, a demonstrat tot. E omul gigant. Poate să o ia pe orice câmpie vrea, că nimeni nu se mai întreabă ăsta ce-i cu el. De casă. Perfect. Da, n-are nicio treabă. Dacă ar fi să tragem o concluzie la tot ceea ce am văzut astăzi, mă rog, noi am dat foarte puține imagini, dar așa, eu o să Oscar, dau mai multe și oricum tu dai mai multe, revistă, da, știu, vei scrie în revista OK Magazine. Maria, tu pe paginile tale Facebook, Instagram, că știu că tot timpul veniți și lansați trenduri și criticați sau nu criticați ceea ce s-a purtat. Nu, suntem discreți, nu, aici, da, finos, da, nu, da, când e vorba despre, da, sunteți discreți, discreți, corect. Dar când este vorba despre când este vorba despre vedetele din România, pentru că până la urmă, na, e ok să fii vedetă astea și în România. Bătute de către iubiți sau nu fi rău. Nu, e foarte grav. Credeți nu, e foarte, chiar e foarte grav ce s-a întâmplat. Și e foarte bine că s-a întâmplat, nu pentru ea săraca. Da, știu că vorbești despre Daniela Crudu, că se trage un semnal de alarmă. La poliție. Se trage un semnal de alarmă care e necesar, pentru că bărbatul român are două lopeți. Era croat. Știi, dar bărbatul român, chiar dacă nu e croat, care trăiește în România. Bărbatul român a fost, cred că, primul care a sărit în apărarea croatului. Ceea ce mi se pare total greșit. Da. La modul că cum să aperi, frate, cum să aperi așa ceva, în care indiferent ce ar fi el, de unde dacă, e bărbatul ăla. Nu știu, dacă o găseai cu unul și dacă o găseai cu mâna în banii tăi, bine, n-ai dreptul să faci chestia asta. El luptător, am înțeles. Un alt subiect. Asta este un alt subiect. Ar trebui să ne ce diferență între luptătorii de MMA și aia din artele marțiale sau judo sau nu știu, care învață în primul rând că dacă ești puternic, n-ai voie să-ți folosești forța. Este ultimul lucru pe care ți-l folosești. Ca și în raportul de bărbați și femeie, ce avem avantaj? Noi avem avantaj fizic. Nu avem voie niciodată să folosim chestia asta. Bine, voi poate aveți un avantaj psihic. N-ar trebui să-l folosiți niciodată, dar voi nu faceți asta. Și eu care voiam să... Eu voiam să-i întreb pe cei doi invitați ai mei de astăzi. Așa e. Care ar fi micile, să zic, sugestii pe care puteți să le oferiți acum vedetelor din România? Pentru că o să înceapă și la Oscar. Băi, copii, deci, când mai faceți următoarea ediție, să nu faceți următoarea lucru. Să-l sunați înainte, mă rog. O să înceapă și la noi evenimentele. Avem și noi evenimentele noastre cu Ștaif. Bă, dar puține, bă, puține. Da, puține, și eu ceva. Da, foarte bune. Bun. De ce? OK Magazine face, am înțeles, o mare petrecere absolut pentru James Bond. Da, acum. Da, da, o să fie. Mai să... e Viva, mai da, e El. Mă rog, sunt mai multe. Deja sunt câteva următoarea. Ce le lipsește este vedetelor din România ca să fie așa, ca cele de la Hollywood? Să fie vedete. Adică n-ai cum da, să... corect. N-ai cum să... N-ai substanță, n-ai... Bine, săracile de ele... Nici n-au unde să-și cape de substanță. Adică unele care cândva și-au cumpărat în timp,
foarte mulți ani, fără să facă multe compromisuri, gen, nu știu, ESCA poate sau Bat Câmpii, mai sunt, au făcut-o pentru că au fost verticale, pentru că au avut un mediu de dispersie a emoției, a informației, a profesionalismului lor, dar se schimbă tot atât repede și toată lumea așteaptă de la tine să fii cât mai penibil, cât mai ușor, cât mai accesibil, cât mai... Da, e regretabil. Adică diferența, să spunem, este între simplitate și... Piața noastră și simplism. Da. Iar la noi totul este diferența. Trebuie să fie cumva ieșit din comun. Nu cred că trebuie să fie ieșit din comun să faci un statement. Bine, adică să merge cumva și pe mult expres. Nu, ieșitul din comun vine exact ca la băiatul ăla cu training. Ieșitul din comun la ei vine după ce faci ceva, au demonstrat dance, lucruri, ceva cu mesaj, ceva autentic și după aceea poți să te joci. La noi doar te joci pentru că nu știi să faci acel mesaj autentic. Nimeni nu face nimic sau aproape nimeni. Rar sunt persoane care, nu știu, Simona Halep, care acum a intrat, e cea mai mare, tenismenul cu cele mai multe săptămâni în top 10. A devansat tot, 315 săptămâni, bine, poate că acum e 316, whatever, ceea ce nu s-a întâmplat la nimeni. Cealaltă, Henan, dacă nu mă înșel, avea 314. E un colos, cu toate că îi apare așa, bă, mai mult pierde decât câștigă, știi, dar pentru că ne uităm la ea, că dacă luăm pe toate celelalte și, nu știu, poate mai e tipul ăla care a ieșit pe locul 2 în deci avem și în, noi vedetele noastre. Maratonul Arctic, dar locul 2, că nu au fost decât 2. Că toți ceilalți au abandonat, adică nu că e locul 2, e locul 2 din 2. Avem și noi, adevăr, personalitățile noastre. Și așa mai departe, sunt tot timpul. Important este, să mergem pe cariera noastră și pe valoarea noastră și mai puțin pe haine. E foarte important să, adică adevăr, nu mai puțin pe ținută. Nu mai puțin pe haine, nu e adevărat. Fie... Foarte, foarte important stiliștii, de exemplu, care ar trebui să aibă un rol mai important în coerentizarea personajului. Da, și personajele să și asculte ce în sensul ăsta, că să aibă rolul mai important, asta înseamnă. Pentru să că aici înțelegi avem câteodată, știi cum e... De cele mai multe ori, nu câteodată. Sau iar dacă la început le place să le dai sfaturi, după aceea știi mai bine asta decât mine, după aceea încet, încet, ce, păi stai un puțin, dar asta știu și eu să o fac. Da, exact. Asta e problema la români. Că se pricep la toate. Aparent meserile celorlalți. Deci afară n-ai voie. Deci dacă eu am pătrățelul ăsta, e n-ai voie structural să te apropii de pătrățelul meu. Pentru că tu mie pâinea de la gură și eu îți respect ție mânca. Dar asta, dar vrei bine de gură la urmă. Important este, afară se respectă chestia asta. Foarte, important este, domnilor și domnilor, că ceea ce am văzut aici pe covorul roșu care la Hollywood să fie ar putea să se regăsească și pe covorul roșu aici în România. Noi avem doar covorul roșu. Covorul roșu, avem niște mochetă roșie superbă. Eu zic că îi batem pe american la covorul roșu. Bine, măi, Aline, cum spui tu atunci? Ce să mai zic, nu mai zic la nimic. La mocheta veselă avem noi. Peace. Okay. Aștept și eu petrecerile alea. Peace. Așa e. O măcar să ne distrăm dacă la petrecere. Pe covorul roșu, pe ăla verde pe care vrei tu. Important este. Noi am trecut și la verde, dar avem și petreceri de astea cu covor verde. Dar de-aia pui pe aia covor roșu. Noi avem beige. Să ne ascultăm vocea interioară, dar într-adevăr cu sfaturile venite din partea stiliștilor. Deci asta e. A fost. La revedere. Doar atât. Eu să rămână în continuare.